Accidentele rutiere sunt tot mai dese pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. În cursul zilei de ieri, pe strada Mareșal Averescu, s-a produs un accident rutier care a fost soldat cu victime. Pagubele materiale au fost uriașe. 015. Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe strada Mareșal Averescu, la intersecția cu strada Mihai Eminescu, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma cercetărilor efectuate au stabilit că o femeie de 36 de ani din comuna Burila Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu, la intersecția cu strada Mareșal Averescu, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 20 de ani din Drobeta Turnu Severin. Din impact, autoturismul condus de tânăra de 20 de ani a fost proiectat în alte două autoturisme staționate. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a tinerei de 20 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Cele două conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.